Peste 20 de studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport vor face practică pe terenul de fotbal al Școlii de Fotbal Gică Popescu în urma unui parteneriat semnat astăzi pe perioadă nedeterminată. Este un protocol de colaborare prin care, de fapt, nouă ni se permite să venim cu studenții de la specializarea fotbal și să putem să ținem unele lecții practice unde să îi putem învăța diferite metode și mijloace prin care să dezvolte calitățile motrice și să însușească deprinderile și priceperile motrice specifice jocului de fotbal. Baza sportivă are o suprafață totală de 2 hectare și cuprinde un teren gazonat, alte 3 terenuri de dimensiuni reduse, între care unul acoperit cu material sintetic și un teren de tenis, toate dotate cu nocturnă. Antrenamentele se vor desfășura în baza noastră, în baza Academiei de Fotbal Gică Popescu și sigur că avem 2 săli de conferință, una este într-o clădire, cealaltă în clădirea unde astăzi se va semna respectivul parteneriat și va fi teoria îmbinată cu practica. De aceea și permanent monitorizare a jucătorilor, undeva la 5-6 jucători din fiecare grupă. Sigur că după un an de zile vom schimba acei jucători și vedem progresul și vedem unde ar putea ei să ajungă, deoarece, după cum se știe, fotbalul este făcut de mai multe nivele. Național, Liga 1, 2, 3, 4. Interesul nostru și al fotbalului este comun, să scoatem fotbaliști români de Liga 1 și de Național. E, pentru asta se încheie acest parteneriat. Studenții sunt încântați de acest parteneriat pentru că astfel pot vedea cum se realizează strategii de joc. Sper să fie o experiență cât de cât plăcută. Mi-aș dori să continui și să profesez în ceea ce exprimă sport. Ne bucurăm foarte mult că putem lua parte la asta, fiindcă dorim să ne perfecționăm din punct de vedere metodic și științific, mai ales că printre noi sunt destul de mulți cei care își doresc să devină antrenori pe viitor. Poate și tu? Da, poate și eu. Și nu în ultimul rând ne ajută foarte mult pentru că putem să vedem din punct de vedere practic cum se desfășoară antrenamentele și subiectele pe care noi le abordăm în cadrul cursurilor teoretice de la facultate.